Campionatul regional de baschet este la prima ediție, acesta fiind înființat în urmă cu câteva luni la inițiativa cluburilor sportive din mai multe județe. Weekendul ce a trecut, în sala Liceului Tehnologic Forestier, CSS Sighet a organizat o etapă din cadrul campionatului regional de basket masculin cât și feminin, echipe de baby basket, mini basket și U13. Acest campionat a luat ființă acum 4-5 luni la inițiativa mai multor cluburi din județele Maramureș, Satu Mare și Oradea. 22 de echipe au fost prezente la Sighet la sfârșitul săptămânii trecute pentru a disputa meciurile din cadrul acestui campionat. CSS Sighet a participat cu 6 echipe la toate cele 3 categorii de vârstă. Copiii, după cum bine știm, acumulează foarte multă experiență jucând cât mai mult, având în vedere că noi avem doar un singur campionat național la această categorie de vârstă care se desfășoară o singură săptămână pe an la diferite locații stabilite de Federația Română de Basket. Eu zic că aceste meciuri au un rol benefic pentru progresul copiilor și evoluția lor basketbalistică. Spre sfârșitul săptămânii aveți programate și alte meciuri și veți avea o deplasare. Despre ce meci este vorba? Da, mai exact, echipa de seniori, echipa Clubului Sportiv Municipal, se va deplasa joi la Brăila, unde urmează ca vineri să dispute meciul împotriva celor de la Cuza Sport Brăila, o restanță pe care noi am avut-o.